Bună seara, Teodora, bine v-am găsit. Măsurile fiscale vor fi adoptate cel mai probabil săptămâna viitoare printr-o ordonanță de guvern, nu o ordonanță de urgență, fiindcă nu e sesiune parlamentară. O parte dintre aceste măsuri se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar celelalte din luna august a acestui an. Vorbim în primul rând despre o creștere a accizei la alcool cu 20%, despre o impozitare a tot ceea ce înseamnă pentru perioada următoare de 40%, dar și despre o creștere a taxei pe valoare adăugată de 19% pentru acele băuturi răcoritoare care conțin o cantitate mare de zahăr. Impozitarea de 40% se va aplica în perioada următoare, însă abia din 1 ianuarie 2023 și totodată extrem de important de precizat, impozitarea dividendelor nu va mai fi cu 5% ca până acum, ci cu 8% inclusiv pentru companiile de stat. Să vorbim însă și despre măsurile care se vor aplica începând cu data de 1 august a acestui an. Va crește acciza la țigări cu 60 de bani pe pachetul de țigări, iar măsurile fiscale, acele facilități pe care le aveau angajații din agricultură, dar și din tot ceea ce înseamnă industria alimentară sau din domeniul construcțiilor, nu se vor mai aplica pentru salariile mai mici de 30.000 de lei, ci pentru cele sub 10.000 de lei. Adică mult mai puțini angajați vor avea astfel de facilități. De asemenea, important de precizat, aceste măsuri se discută în acest moment, iar în mod oficial, ordonanța de guvern va fi adoptată săptămâna viitoare.